Așa cum am promis, iată că am reușit să updatăm, dacă vreți, tehnica de intervenție și la nivelul Salvamont Argeș, un serviciu la care Onor Consiliul Județean ține foarte mult, pentru că am avut o serie de intervenții dificile și iată că astăzi a venit momentul, într-un fel, să îi răsplătim pe cei de acolo prin achiziția acestui autoturism, acestei utilitare, care va fi de mare ajutor, cred eu, cu siguranță, în intervențiile viitoare, ținând cont de faptul că eu știu zona de intervenție a colegilor noștri de la Salvamont este una destul de largă ca și întindere și destul de dificilă. Nu cred că investițiile Consiliului Județean în zona de Salvamont se vor opri aici. Aceasta este într-adevăr o investiție importantă, dacă vreți, ca și cheltuială efectivă, dar cu siguranță vor urma și alte investiții, pentru că, așa cum vă spuneam, serviciul Salvamont este unul foarte important pentru noi. E un Ford Raptor, are motor de 3 litri, 288 de cai putere, spațiu foarte mult pentru ceea ce avem noi nevoie pentru transport, astfel că va fi esențial în intervențiile noastre spre creasta Făgărașului pentru a ajunge cât mai aproape cu cât mai mulți salvatori montani și cu cât mai multe materiale. Sincer să fiu, să simte susținerea puternică a instituției noastre, a Salvamont Argeș, în ultimii ani, pentru că am reușit să facem, să obținem dotări importante, foarte importante, cum ar fi UTV-urile, spre exemplu, în ultima perioadă, și suntem convinși că totul va continua. Un exemplu clar este faptul că baza noastră, cota 2000 Transfăgărășan, va intra într-o reabilitare începând cu acest an și vor fi efectuate lucrări de refacerea fațadei, de mărirea, de înlocuirea termosistemului cu altul mult mai gros, pentru că în momentul respectiv asta se putea face, refaceri la interior în băi, tot ceea ce înseamnă amenajări interioare.